În materialul de azi, ne-am propus să aflăm de ce iubesc romii atât de mult aurul și de unde au acest metal prețios. Romii, cunoscuți și ca țigani, reprezintă un grup etnic originar din India medievală. Sunt răspândiți în foarte multe zone geografice, dar mai ales în Europa. Pe teritoriul României nu se știe exact când au venit, dar o atestare documentară a romilor datează din anul 1385. Timp de 5 secole, țiganii au fost robi ai boierilor, domnilor sau mănăstirilor. Românii i-au acceptat pentru că reprezentau forță de muncă ieftină și cunoșteau meserii. Între meseriile romilor, pierdute sau aflate pe cale de dispariție, se numără prelucrarea osului și a cornului, prin care se realizau piepteni, nasturi, mânere de cuțit, mânere de pipă și capete de bâtă păstorească. Prelucrarea pieilor de animale, prin care se confecționau site și ciururi, prelucrarea părului de animale, prin care se făceau perii, pidinele și pensule, cărămidăritul, prin care se confecționau cărămizi din lut nearse, negustoria de cai, prelucrarea lemnului, ocupația romilor rudari și ursăritul sau umblatul cu ursul, ocupație practicată de către ursari, situată între spectacolul ambulant de circ și vindecarea magică. Unul dintre meșteșugurile tradiționale ale romilor era și prelucrarea metalelor prețioase, aurul și argintul. Aceștia se numeau zlătari sau aurari. Iubirea romilor pentru aur datează încă din Evul Mediu. Dimitrie Cantemir, arătând în lucrarea sa Descrierea Moldovei, că romii erau cei care aveau rolul de a aduna aurul din râuri, tot ei fiind și cei care îl curățau și prelucrau. Căci aceste pâraie, având albia îngustă, deseori umplută peste măsură de apele zăpezilor topite sau a ploilor, se varsă peste maluri, iar după aceea, când se trag iarăși în matca lor, lasă pe locul unde și-au vărsat apele, nisip în care se găsesc numeroase grăunțe de aur din cel mai curat. Țiganii îl adună, îl curăță și scot atâta aur încât pot aduce domniei, în loc de tribut, 1600 de drahme pe an. Se arată în Descrierea Moldovei. Așadar, țiganii zlătari culegeau aurul din albiile râurilor, îl prelucrau, plăteau anual domniei taxa pentru dreptul de a aduna metalul prețios, îl vindeau către diferiți clienți, iar restul îl păstrau pentru ei. Astfel, mulți țigani zlătari au ajuns să dețină mari cantități de aur ca bunuri personale. Dacă românii voiau să lase copiilor o casă sau o bucată de pământ, țiganii nu aveau această noțiune și toată averea și moștenirea pe care doreau să o lase urmașilor era reprezentată de aur. Aceasta și pentru că, fiind nomazi, aveau nevoie să-și investească banii în ceva de valoare, însă nu puteau investi în lucruri care să fie greu sau imposibil de transportat. Bănuții din salbe erau și garanția pentru cei care îi aveau că își asigură cât de cât viitorul dacă aveau nunți, înmormântări sau alte evenimente. Aceste moșteniri s-au transmis din generație în generație, în salbe și monede, până la venirea comunismului. Începând cu anul 1947, regimul comunist pune monopol de stat pe deținerea de metale prețioase. Astfel, sute de familii de romi au pierdut aurul ce le-a fost confiscat de stat pentru că nu aveau acte de proveniență. Aurul era însă predat cu acte la Banca Națională, după care era încredințat spre păstrare la monetăria statului. În majoritatea cazurilor, confiscarea aurului era urmată și de condamnarea la ani grei de pușcărie, deoarece legislația vremii pedepsea deținerea aurului sau a altor metale prețioase. De multe ori, romii declarau anumite cantități de aur pentru a scăpa de pușcărie sau pentru a reuși să păstreze o parte din acesta, în cazurile în care milițienii nu aveau informații certe despre întreaga cantitate de aur deținută. Își ascundeau aurul prin poduri, pereți falși sau îl îngropau. Au fost și cazuri în care milițienii și procurorii își însușau o parte din aurul confiscat, trecând în procesele verbale cantități sau valori mai mici. După anul 1990, s-au făcut primele restituiri.
iar Banca Națională a României a fost luată cu asalt de zeci de mii de familii de romi care și-au cerut aurul înapoi pe baza proceselor verbale întocmite la vremea respectivă de către autoritățile comuniste. Și astăzi, aurul este principala avuție a romilor. Cu cât au mai mult aur, cu atât sunt mai respectați în comunitățile lor. Cel mai adesea, romii expun cantitățile de aur pe care le dețin atunci când organizează evenimente cu puternic impact social în comunitățile de care aparțin. În zilele noastre, s-a ajuns până la a se negocia numărul bănuților din salbă pentru ca o fată să ajungă într-o familie cât mai înstărită. Poate fi considerată din familie bună fata care deține o salbă cu cel puțin 30 de bănuți de aur. Deși statisticile arată că majoritatea romilor din România trăiesc într-o sărăcie lucie, există și comunități, deloc de neglijat, în care romii trăiesc în adevărate palate sau conduc mașini de zeci de mii de euro. Romii bogați nu își țin valorile la bancă și nu investesc în mari afaceri. Cele mai multe firme deținute de aceștia au ca obiect de activitate comerțul cu metale feroase și neferoase. Azi, averile romilor sunt bazate pe proprietăți imobiliare și aur. În condițiile economiei actuale, moderne și tehnologizate, marea majoritate a meșteșugurilor, specifice populației de etnie romă, nu își mai găsesc locul, acestea fiind asociate unor perioade istorice trecute. Doar 13% dintre romi mai practică ocupațiile tradiționale. Trecerea la economia globalizată a permis concurența produselor realizate pe scară largă, care au înlocuit o mare parte din obiectele și produsele fabricate manual. De exemplu, bijuteriile aurarilor nu ar putea niciodată concura cu cele produse în masă, disponibile pe scară largă, în magazinele de profil. Aceste meserii sunt în prezent considerate de către romi ca fiind neaducătoare de venit, fiind astfel abandonate, chiar dacă reprezintă o parte din identitatea lor.